Zeci de persoane vin zilnic la Casa de Ajutor Reciproc pentru a solicita împrumuturi, mai ales în această perioadă când se face aprovizionarea de iarnă. Bună ziua! Pentru ce ați venit azi? Am venit să plătim cotizația la CR. Împrumut aveți nevoie în această perioadă pentru iarnă? Am avut nevoie și de împrumut, am făcut, dar l-am lichidat și când mai e nevoie așa mai facem câte un... E o variantă bună? Foarte bună. Dobânda e mică. E foarte, foarte bine. Dumneavoastră? La fel, face și împrumut. Pentru ce nevoi? Pentru lemne, pentru de iarnă, suntem de la țară, pentru medicamente, vorba lui doamna, da. Așa cum au spus și doamnele dinaintea mea, cele mai multe motive în această perioadă sunt aprovizionarea cu lemne, chiar și cu murături, medicamentele sau chiar și cheltuielile zilnice pentru care nu mai se găsesc banii necesari. Numărul membrilor care solicită un împrumut la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Giurgiu crește în lunile de vară, atunci când oamenii au nevoie de bani nu doar pentru nevoile personale, ci ale întregii familii. Pentru ce v-ați gândit să folosiți bani? Păi pentru ce ne trebuia acum de iarnă. Reparații, lemne... ce n-avem. Pentru ce luați acum? Pentru să cumpărăm și noi lemne și să... Vă pregătiți de iarnă? Da, ne pregătim de iarnă. Iau și un purceluș când e mic, acolo, la copii, să nu rab de copii. În lunile de vară, începând cu luna mai, am acordat în fiecare lună la cel puțin 1200-1400 de oameni pe lună, împrumuturi în valoare de 2 miliarde, 2 miliarde 500. Încasările sunt la nivel de 80% din banii pe care i-am dat la împrumut. Adică în jur de 1 miliard 800, 2 miliarde. În prezent, CR Giurgiu numără în jur de 14.000 de membri, cei mai mulți, circa 11.000, fiind din municipiu. Aceștia cotizează lunar cu un anumit procent din pensie, iar dacă timp de 3 luni nu își achită obligația către CR, le sunt opriți banii prin Casa de Pensii, ne-a mai spus Emil Cainaru. Suma maximă pe care membrii o pot împrumuta cu o dobândă de 8% este de 5.000 de lei, dar cei mai mulți solicitanți cer 3.000 de lei. Suma împrumutată poate fi returnată în cel mult 2 ani.